Pentru mine, întâlnirea cu Ellen Watts într-o librărie faimoasă în vremea când el era încă în viață, librăria City Light din San Francisco, a fost și rămâne un eveniment care nu doar că mi-a deschis o nouă ușă în orizontul cunoașterii, și mai mult decât atât a reprezentat întâlnirea cu o persoană pe care, deși nu am avut privilegiul să o prind în viață, s-a dovedit a fi unul din cei mai importanți ghizi în felul în care înțeleg și întreiesc viața. Și spun asta pentru faptul că, deși mulți dintre noi asociem pe Ellen Watts cu o persoană foarte inteligentă, foarte educată, un filozof de anvergură, un scriitor de anvergură, pentru el, așa cum am reușit până acum să-l înțeleg, cuvintele, fie ele scrise sau rostite, reprezintă doar niște căi prin care el, ca, așa cum un ghid, ne călăuzește atunci când mergem într-o drumeție pe tărâmuri pe care nu le-am cunoscut până atunci. Prin cuvinte, el ne ajută și ne ghidează, pe de o parte, în a ne înțelege mai bine propria minte, ne înțelege mai bine modul cum gândim și cum trăim, și mai mult decât atât, reprezintă pentru mine și cred că pentru mulți dintre noi o sursă de speranță și de ghidaj în vremurile incerte pe care le trăim și pe care le trăim de milenii. Și spun chestia asta pentru că, deși el a scris, a gândit și a trăit în vreme cu câteva decenii, scumpându-se din viață în 1973, toate lucrurile pe care el mi le-a împărtășit prin cuvinte se dovedesc a fi actuale, pentru că adresează o serie de teme care sunt perene. Pe mine m-a ajutat să înțeleg că există o diferență fundamentală între cunoaștere intelectuală și a ști la nivel experiențial, între a crede în sensul de cred ce îmi spun alții și a crede pe baza a ceea ce eu am reușit să experimentez, să înțeleg și să-mi generez ca ceea ce în engleză este definit prin cuvântul insight. Și de asemenea m-a ajutat și este o sursă constantă de reamintire că viața nu poate fi trăită decât aici și acum. Și este foarte important și el ne ajută în diferite feluri și cât și cum poate, peste decenii, să ne ținem ancorați mereu și mereu în momentul prezent, pentru că doar aici și acum putem cu adevărat trăi, simți și a ne bucura. Și cartea pe care o recomand și care este rezultată din această viziune a lui despre lume și viață și din dorința lui de a ne ajuta și pe noi să ne ținem ancorați în momentul prezent, este o carte apărută la editura Herald și care se numește Viața ca extaz, natura, bărbatul, femeia. Este o carte care, deși își propune să ne aducă mai aproape în modul lui caracteristic, care reușește să traducă într-un mod care ne este accesibil și nu foarte solicitant nouă vesticilor din secolul 20, în cazul nostru 21, niște idei foarte profunde, inspirate de gândirea extrem orientală, o face într-un mod care pe mine cel puțin mă ajută încă o dată să-mi dau seama că oricât de mult mi-ar plăcea să stau ascuns și să cred că înțeleg lumea doar citind, nu pot cu adevărat simți și nu mă pot cu adevărat bucura de ea decât din experiență.
și închei cu invitația ca, oricât de îndrăgostiți am fi de cuvintele și poate unii dintre noi de vocea lui Alan Watts, să nu uităm că mesajul care permează tot ceea ce a avut el să ne împărtășească ține inclusiv de necesitatea ca, odată ce am fost stârniți de cuvintele lui, să vedem cum, prin practică, putem cu adevărat să ne antrenăm această capacitate de a ne menține mereu aici și acum și să nu mai fim purtați de șuvoiuri gândurilor, fie undeva către ce a fost, fie către ce credem că va urma. Vă urez și dumneavoastră și mie succes în această întreprindere și cu adevărat să reușim măcar din când în când să simțim cu adevărat că viața este un extaz. Numai